Cred că eram în clasa a 9 sau a 10-a, când m-a obligat directorul liceului să mă tund. Și a venit tata la școală. Am intrat împreună în biroul directorului, tata a încuiat ușa după noi, tacticos așa, mie îmi venea să intru în pământ, că îl știam pe tata, adică mi-era milă de domnul Dobrescu, săracul, și al meu i-a zis, metre, fii atent aici! Dacă să tunde fimiu, eu vin la școală cu pămătuf, cu spumă de ras, cu brici, cu tot ce trebuie, te dezbrac, te rad din cap până în picioare și apoi îți dau drumul pe aici, pe holuri, să te vadă copiii. Ne-am înțeles? Nu mi-a mai zis nimic niciodată, domnul director, m-am tuns că m-am plictisit. Când am vrut eu, m-am tuns. Nu pare rău.